Asociația Promina din Craiova s-a înființat pentru a-i sprijini cât mai mult pe copiii cu nevoi speciale care învață la școala gimnazială Sfântul Mina din municipiu. O mână de oameni inimoși se dedică voluntar acestor copii zi de zi pentru a demonstra că nu este atât de dificil să fim umani și împreună putem învinge ignoranța și egoismul. În acest demers s-au implicat atât liceeni cât și studenți. Atunci când lucrezi cu acești copii și când vezi câtă bucurie, practic, le dai, adică din sufletul tău ajunge ceva și în sufletul lor. Și atunci compensează cumva toată munca pe care noi o depunem. Într-adevăr, nu este puțin mai dificil, mai ales când vine vorba de comunicare, pentru că de aceea este și proiectul denumit așa Diferiți, dar Egali, pentru că ei sunt într-adevăr diferiți, dar fiecare are culorile lui și aduce fiecare ceva nou, adică ceva de la care nici nu te aștepți. Și lucrurile astea fac cumva să nu simți greutatea asta. Mesajul meu pentru tineri este să facă voluntariat cât mai des pentru a se descoperi pe ei înșiși. Este o oportunitate foarte mare. O inițiativă extraordinară a Uniunii Europene, dar și a Agenției Naționale din România, de a promova voluntariatul ca și activitate pentru tineri, folositoare atât pentru cei care reprezintă grupul țintă, dar și pentru tinerii voluntari care vin în sprijinul acestora. Împreună se pot dezvolta personal și profesional, împreună pot învăța să comunice, pot să-și dezvolte chiar anumite activități de management, pentru că ei își organizează activitățile voluntari împreună cu elevii din grupul țintă. Pot fi creativi, pot ține legătura, crea contacte care ulterior să rămână poate prietenii pe viață atât pentru voluntari cât și pentru tinerii din grupul țintă. Eu personal, atât în calitate de voluntar, dar și în calitate de cadru didactic, am încurajat mereu elevii să se implice în activități de voluntariat. Mă bucur că din ce în ce mai mult și în România se pune accentul pe voluntariat. Tinerii din școli, din toate instituțiile de învățământ au început să înțeleagă că este foarte important să fie util societății, că e foarte important să privească dincolo de ei, că este foarte important să nu mai aștepte să facă alții, ci să acționeze. Cei mai mulți pun accentul pe a avea. Mereu își doresc să aibă ceva anume, o mașină, o casă, să fie bogați, dar începuturile trebuie să înceapă cu ceea ce înseamnă a fi, adică cât cunosc, cât am învățat, ce cunoștințe am, ce abilități mi-am dezvoltat, ce competențe mi-am dezvoltat, ca împreună cu a acționa să însemne mai târziu ceva în mod oricum se întâmplă a avea. De această dată, proiectul Asociației Promina a reușit să atragă și fonduri europene pentru a realiza o terapie ocupațională cât mai eficientă cu elevii școlii Sfântul Mina din Craiova. Iar pentru voluntari, această experiență din proiect îi va recomanda pe viitor ca oameni care au înțeles de vreme rostul fiecăruia într-o societate sănătoasă, și anume acela de a fi de folos celorlalți. Este primul nostru proiect de solidaritate scris pentru copii cu nevoi speciale. Este un proiect de suflet, dacă vreți, și ne dorim ca să venim în sprijinul copiilor cu nevoi speciale din această școală. Noi ne-am dorit în primul rând ca acești copii să aibă în fiecare sâmbătă, în fiecare sfârșit de săptămână, să aibă o activitate de terapie ocupațională, având în vedere că majoritatea dintre ei sunt din internatul școlii, și ne dorim ca la sfârșitul proiectului aceștia să poată comunica mai bine, să poată relaționa cu ceilalți semeni. Mă repet, având în vedere că ei, rămânând în școală, au posibilitatea să interacționeze cu voluntari de la diferite școli din Craiova, dar și cu voluntarii parohiei Braniște 2 Șanța. Noi am plecat la drum întâi prin înființarea acestei asociații Promina de către un grup de cadre didactice din școală. Ne-am dorit foarte mult această asociație deoarece avem o mai largă posibilitate de a aplica pe proiecte unde instituțiile publice mai puțin au acces cât au asociațiile și ne-am gândit că este extraordinar de benefic pentru copiii noștri să reușim să implementăm activități cât mai diverse, având în vedere
că școala noastră are copii cu deficiență mentală gravă, unde accentul de fapt îl punem mai mult pe abilitate manuală, pe incluziune, pe activități sociale și mai puțin pe procesul cognitiv. Care sunt cele mai mari greutăți cu care v-ați confruntat în implementarea acestui proiect? Puțin la început a fost strângerea grupului de voluntari. Tinerii din ziua de astăzi, cu toate că mulți dintre ei își doresc să facă voluntariat, nu știu exact ce înseamnă a face voluntariat. Odată. În al doilea rând, nu au știut copiii cu care noi lucrăm și a fost o provocare pentru ei să vină să lucreze nu cu copiii obișnuiți, ci cu acești copii unde puterea lor de înțelegere nu este aceeași ca la un copil din învățământul de masă. Dar cu toate acestea, cred că le-a plăcut mai mult și le place mai mult să vină să lucreze. Rezultatele sunt altfel. Rezultatele le apreciezi mult mai bine când vezi acolo un mic progres. Satisfacția mea cea mai mare este că este această cancelarie, după câte vedeți, plină. Copiii noștri sunt extrem de fericiți, participă la activități, socializează cu acești voluntari și cu copiii din învățământul de masă și se simt egali. Ca mesaj, să aibă o mare deschidere și să considere că este o provocare și ceva deosebit de frumos și sensibil să vii să lucrezi cu un copil special, dar la fel ca toți ceilalți. Și așteptăm cu drag pe toți cei care doresc să se implice în astfel de activități și să vadă că lumea este frumoasă așa cum este ea. Voluntarii Asociației Promina transmit tuturor celor care vor să audă un mesaj de suflet care ar trebui să ne ghideze viața socială, indiferent de vârstă, de profesie, de posibilități materiale.